asta lasă să ne așteptăm și asta va fi un președinte normal, un președinte al lucrului bine făcut. A ceea ce așteptăm toți, toți cei din Transilvania, toți cei din diaspora și foarte, foarte mare parte ceilalți români, să nu spun ceilalți români, din țara românească și din Moldova. De fapt, eu nu fac nicio diferență între români. Românii sunt aceiași peste tot. Și în țara românească, și în Moldova, și în diaspora, și în Transilvania. Alții văd că au făcut aceste diferențe și vă spun acum, chiar dacă suntem aici, este groaznic să te scoli la ora 5, să te duci până la ora 5, 3, 4 ore, să stai să votezi. Chiar înainte m-am întâlnit, dacă vreți, vă arăt poze de acum 15 minute din Stuttgart, cozi de kilometri. Deci pentru români ar trebui să fim la fel așa cum suntem pentru toți românii din România. Încă o dată, eu sunt sigur că vom avea președintele pe care ne-l dorim, președintele normal.